Zeci de mii de turiști s-au bucurat zilele acestea la serbările zăpezii organizate la Slănic Moldova. Au schiat, s-au dat cu săniuțele și au mers la concertele ținute special pentru ei. Pe scurt, s-au distrat teribil, așa cum n-ar fi crezut că o pot face pe o pârtie din România. Haideți, băieții! Armata din Slănic Moldova! De dreapta, da? Armata din Slănic Moldova! Aseară, când deja se întunecase, câțiva salvamontiști și jandarmi montani au coborât pe schiuri, cu făclii aprinse. Spectacolul pirotehnic a fost extrem de apreciat de turiștii pe care, dis de dimineață, i-am găsit tot pe pârtie. E pârtia aproape de casă, în primul rând, și asta este cel mai frumos. Și e ok, zăpada are nocturnă, e foarte șmecher. Cum vă simțiți? Extraordinar de bine. Se merită. Ce e pârtia? Pârtia astăzi foarte bună. De câte ori v-ați dat până? De 3 ori. Acum am venit să ne încălzim cu un vin. Hai, mulți ani! Mulți ani, mai bine! Mulți ani! Poftiți la noi! Pârtia Nemira de la Slănic Moldova este situată la o altitudine de 725 de metri și are o lungime de aproape 1,5 km. Este prevăzută cu instalație de înzăpezit artificial, mașină de bătut zăpada și are și transport pe cablu. Simți? Foarte bine! Ce-ți place? Să mă dau cu Sania și cu schiurile. Ce-ți place aici? Că mă dau cu Sania. Și mai ce? Că e multă zăpadă. Avem evenimente atât pe pârtie cât și pe scena din amplasată din parcare. Scena din parcare. Avem acolo sculptori în lemn, se sculptează cu motofierăstrău, cu drujba, cum știm noi românii să spunem. În plus, turiștii au la dispoziție și un patinoar și mai multe piscine în care se pot relaxa.